Municipalitatea a hotărât cine primește bani în sportul sibian. Anul acesta au fost selectate 38 de proiecte ce vor primi o finanțare de 3,4 milioane de lei. Cei mai mulți bani au fost direcționați către fotbal. Clubul Voința a primit o finanțare de 1,3 milioane de lei. Sportul sibian a primit în acest an mult mai mulți bani ca în 2012. Suma a crescut cu mai bine de 50%. Dacă în 2011 cele 30 de proiecte au primit 1,5 milioane, pentru anul acesta 38 de proiecte selectate pentru finanțare au parte de 3,4 milioane de lei. Sportul sibian, care primește în anul acesta o sumă destul de mare, mai mult decât dublu din anul trecut, noi am promis că atunci când cineva are rezultate remarcabile, va primi o finanțare mai bună. Ne-am ținut de cuvânt și după cum veți putea să urmăriți din date, am dat o sumă considerabil mai mare pentru fotbal. Este vorba de 1,3 milioane de lei pentru Voința, sumă care cu siguranță îi va ajuta să-și păstreze locul în prima divizie. De asemenea, avem evenimente care au crescut. Raliul Sibiului, care este etapă internațională, primește o sumă mai mare. Red Bull Romanex, care a avut o publicitate și incredibilă, primește de asemenea o sumă comparabilă cu cea de anul trecut. Basketul primește sume importante. Turul Ciclist, care a fost foarte bine primit. Ca și noutate, avem finanțări pentru tenis, cam un manifestare internațională, volei și așa mai departe. Municipalitatea nu a uitat nici baschetul sibian. Acest sport este finanțat cu mai bine de 565.000 de lei. Tot la capitolul sporturi care ar putea face istorie în Sibiu, intră din acest an și tenisul. Pentru competițiile de gen s-au alocat 185.500 de lei. Karatiștii au primit 58.000 de lei. Voleiul se bucură în 2012 de o finanțare de 40.000 de lei. Handbalul sibian are asigurată din partea primăriei 48.000 de lei, iar competițiile de judo primesc 15.000 de lei. Nici boxul, înotul, schiul, popici, cele călăria, dansul sportiv sau săriturile în apă nu au fost uitate, fiind prevăzute cu sume între 800 și 40.000 de lei. Bani mai mulți primesc și evenimentele sportive care între timp au devenit internaționale. Aici este vorba despre Raliul Sibiului, care beneficiază în acest an de 250.000 de lei din partea municipalității. La evenimentul ce va avea loc în luna iulie și-au anunțat deja prezența la Sibiu 50 de echipe românești și alte mai bine de 40 de echipaje din Europa, America și Asia. Turul ciclist al Sibiului este un alt eveniment sportiv care a prins foarte bine. Aflat la cea de-a doua ediție, evenimentul ce se va desfășura tot în iulie a primit în acest an aproape 310.000 de lei, adică dublu față de anul trecut.